Bună, vreau să vă zic cum faceți check spelling în limba română și în limba engleză. Deci să zicem că avem un articol pe blog, dau editare articol, așa arată articolul meu. Aș putea să-l iau direct prelucrat, dar cel mai simplu mi-e să-mi iau direct în HTML, copiez codul respectiv, deschid un nou document Word și dau paste. Acum, selectez tot textul și mă duc la Review la language, set proofing language, Romania. Ăsta e Romania. Ok. Și aici îmi zice toate cuvintele pe care el nu le recunoaște. Am făcut deja check spelling-ul și nu sunt cuvinte noi, dar să zicem că ar fi cuvântul strong. Dau click dreapta și îmi zice că, de exemplu, ar fi strung. Da? Nu știe cuvântul action. Dau click dreapta și îmi dă alte cuvinte în limba română pe termenul ăsta. Asta e tot ce fac. Pur și simplu fac scroll și mă uit și văd dacă e un cuvânt pe care nu-l recunoaște și mă uit la el. Nu dau, aș putea să dau F7 și să-mi zică, îmi zice aici, ignor, ignor, ignor și stau așa, dar nu-mi place asta. Mi-e mult mai facil să dau scroll, să dau click dreapta și să aleg cuvintele. Mi le subliniază, mi-e simplu așa. Nu salvez. Hai să deschidem un nou document și acum avem un alt articol, același articol în engleză. Dau edit post, copiez articolul, selectez tot. Eu știu o scurtătură, Alt T L L. Sau review language, set proofing language. Dar e mai simplu așa, Alt T L L. Și aleg aici English, una din astea două. Și mă uit. De exemplu, nu știe asta pentru că e din WordPress, da, WordPress-ul generează textul ăsta. Nu știe termenul lui și vrea cu literă mare, că la început de propoziție. E o diferență, cuvintele cu roșu nu le știe, cuvintele cu albastru sunt mai degrabă de ortografie. Ăsta, de exemplu, e o eroare, dar nu e atât de mare, nu e atât de grav. E da sau nu. Aici e vrea cu literă mare și da, poți să trăiești fără. Aici nu-i place că e după puncte-puncte, ghilimele și mai vine un punct. Aici, iară, nu-i place punctuația asta, nu știe că ăsta e cod HTML. Cam asta, mersi.